Primăria Romană are în instanță mai multe procese prin care contestă deciziile unor instituții de verificare de a sancționa unitate administrative sau chiar procese prin care se cere restituirea unor bani. Primarul Laurențiu Leureanu spune că, în cele mai multe din cazuri, justiția a dat dreptate primăriei. Mai mult, tot în instanță, instituția a câștigat mai multe procese cu autoritatea de management, cea care verifică modul de derulare a proiectelor pe fonduri europene. Avem procese câștigate și cu ANRMAP-ul și cu ministerele, avem, de unde mai avem de primit niște bani anul ăsta, chiar am spus colegilor mei acolo unde încă nu s-au primit să facem notificări și acolo unde eu simt că lucrurile nu stau chiar așa, întotdeauna am contestat. Și într-o proporție majoritară s-a dovedit că am avut dreptate. Primarul Laurențiu Leureanu spune că aceste contestații în instanță se fac doar atunci când există temei legal de a acționa. Cinstit să fiu, n-au fost probleme majore care să pună sub semnul întrebării activitatea, dar chiar și acele care, să spun așa, pe mine mă deranjau, am încercat să le punem în fața instanței spre un punct de vedere neutru. Primăria Romană a mai avut de recuperat bani de la autoritatea de management în cazul planului integrat de dezvoltare urbană. Reținerea a fost atunci de 10% din valoarea proiectului. Primăria a câștigat banii. Pe parcursul unui proiect era o practică și spunea așa, se oprește 5%, 10% din finanțarea proiectului până la finalizare pentru a elimina suspiciuni de neregulă. Ca un fel. Ei, la sfârșitul proiectului, am avut lapidul. Lapidul nu știu cât a fost, parcă 10%. Ei, după ce se termină, se face o constatare și se spune dacă așa se numește în termen, suspiciune de neregulă. Dacă se confirmă acea suspiciune sau nu se confirmă. Nu s-a confirmat, am primit banii toți. Banii din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană au fost recuperați după ce s-a constatat că suspiciunile de neregulă nu s-au confirmat. O problemă similară s-a înregistrat la proiectul privind ridicarea microhidrocentralei de pe râul Moldova. La microhidrocentrală a fost o reținere de 5%. S-a făcut verificarea finală, nu s-a constatat nicio neregulă. Noi am solicitat banii aceștia înapoi. Dar s-a spus că, fiind pe execuția bugetară anului trecut, nu se poate acum da banii ăștia. Dom'le, cum să nu putem da banii ăștia? Păi noi am avut ANRMAP-ul care a zis că e corect ce am făcut, am avut curtea care a zis că e corect, ați venit dumneavoastră și ne-ați controlat și n-ați găsit nicio neregulă. Cum? Banii ăștia trebuie să ne-i dați. Edilul Romanului spune că pe acest proiect s-a câștigat dreptul de a primi banii înapoi, inclusiv în instanță, deoarece toate verificările au reliefat faptul că derularea lucrărilor s-a făcut corect. A avut un proces în acest caz legat de o suspiciune pe ANRMAP pe care am câștigat-o. Câștigând-o, avem și hotărârea instanței care ne confirmă. Și atunci am făcut o notificare pentru a primi aceste sume înapoi, când e să cufin. Valoarea estimată a proiectului microhidrocentralei a fost de peste 22 de milioane de lei. 5% din valoarea investiției fără TVA înseamnă peste 800 de mii de lei, bani ce se vor întoarce în buget.